Salutare tuturor noi am la un nou episod data asta vom juca ceva clasic. Și în acest episod vom uh, juca cu un deck cu graveyard. Este deckul meu obișnuit, numai că folosesc acum și execuționerul. De obicei foloseam uh, Electro Wizard și da, este un deck cu gigant și graveyard în special. Cărțile astea le folosesc eu mai mereu și am să pun și execuționerul în loc de Electro Wizard. Să vedem uh, care este mai bun cu graveyard nu prea am jucat în videoclipuri, am jucat doar într-un live și atunci nu am jucat foarte mult și am zis să îl încercăm și acum. Deci da, asta vom face, sperăm că câștigăm. Încă, încă un gigant și îl pot face de nivel 8. Chiar am cerut, dar nu, nu este nimeni în clan să îmi doneze. Deci da, hai să dăm drumul și la un meci să vedem cum ne descurcăm. Exact după ce am închis filmarea mea dona cineva, deci da, hai să dăm upgrade la gigantul ăsta să-l facem de nivel 8 și ne dă 323 hit points, chiar foarte tare, damage plus 20 și cred că este un upgrade foarte mare, dăm damage mai mult, 300 și mai mult gigantul, clar se merită să dăm upgrade și da, level 8 pe gigant o să fie un upgrade foarte bun și hai să vedem cum stă treaba cu decul acesta. Am dat drumul la un nou match și chiar cred că gigantul la nivel 8 este un upgrade foarte bun pentru că dă mai mult de match și are un HP mai ridicat și chiar o să mă ajute foarte mult. Nu știu exact ce să pun, o să punem Valkyrie, nu prea am ce să, ce să pun. Decul consumă cam mult, undeva la 3.9 elixir, de fapt undeva singur atât consumă și da, uitați cum, cum a reușit să-mi scoată cărțile aia. nu cred că o să atacă, mai să mergem pe apărare cu un furnar. De fapt, nu neapărat pe apărare, putem să mergem și pe atac cu Fornarul, pentru că are nivel 9 și va prinde și turnul Fornarul, ceea ce este foarte ok. Deci, da, în continuare mai păstrăm elixir. Nu știu exact acum dacă voi putea să pun și gigantul și acest uh, graveyard, pentru că nu am suficient elixir, dar uh, cred că se va strânge dacă voi pune gigantul aici și... Uh, da, nu știu, am primit o eroare. Sper că nu s-a auzit prea tare și pun în O să vedem ce iese. Iese ce trebuie sau nu. O să încerc să fac cum ar trebui. A pus el niște schelete acolo. Îi scoatem. Bun, și turnul este luat un atac foarte, foarte bun. Și nici cu gigantul ăsta nu face prea multe, ceea ce este extrem de bine. Hai să începem partea cealaltă, furnal. Gigantul ăla, clar, cred că este mult mai, mult mai bun, dă și mai mult damage și viața îmbunătățită cu 300, chiar cred că este ok. Plus 300 viață ajută foarte mult, zic eu. Bine, dacă stați ne gândim că un muschetar de undeva la 150 și aproape 200, parcă nici nu mai știu exact, uh, prinde, să zicem, mai rezistă la două hituri în plus, două lovituri, ceea ce cred eu că este un upgrade destul de decent. Poate nu este foarte mult, dar e ok totuși. Și hai să punem și graveyardul aici. A pus pompa aia. Nu știu dacă a făcut chiar ok. Pentru că eu scoatem acum. Și da, are Goblin de nivel 7. Este destul de mic, având în vedere că este o comună. Carte o comună. Dar, dar ne-a prins și Și cred că reușim să-l batem pe asta de urât. Dacă prindești turnul acum ar fi chiar foarte tare. Hai să ne și nu cred că, cred că luăm meciul ăsta cu trei coroane. Da, sigur, luăm, nu mai are ce să pună decât friz cu tornadă și cu furnal pus departe ca să scoată gigantul ăla. Dar, da, a fost un meci reușit, fic eu, și hai să-i dăm drumul și la următor meciul acesta tot cu un adversar de nivel nou ar fi bine să, să joc bine, să aștept să pună el, să pună el ca să fiu, uh, fiu sigur că nu pun execuționerul aici și pune pe partea cealaltă bun. Hai să punem execuționerul. E bun execuționerul împotriva gigantului pentru că pur și simplu dacă pune cărți în spate va da și în cărțile aceea, ceea ce este extrem de bine. Hai tot să punem și un Valkyrie aici pentru că presim că va pune niște cărți totuși pe care eu uh, execuționerul ăla nu știu dacă o să le pot scoate chiar așa ușor. Hai, dăm și un zap pe aici pe antea pentru că nu cred că vor rezista. Am pus la timp muschetarul, nu luăm foarte mult de meci, dar cred că atacul meu care va urma va fi uh, foarte puternic acum și cred că voi da mai mult de meci acum. Mai 6 elixiri pentru cartea aceea pentru Elixir colector, ceea ce este destul de mult. Și uitați cât damage prin foarte mult, dă, dă gigantul la mult, chiar, chiar îmi place acum că este de 8, simt și eu că este ceva mai bun. Da, Lightning nu, nu funcționează pe execuționer, adică îl mai lasă în viață, mai ales că este și de nivel 5, vă dați seama că un Lightning de Lightning, un uh, asta cum se numește? Da, nu nu dau seama exact cum se numește. Executioner. De nivel uh, 5 uh, poate să-l uh, Bun, hai să începem și noi un atac, pentru că și acum să mai de multe lecții, nu mai are foarte mult. Și e, e ok. Zap pe alea, perfect, dăm ceva de acolo și ne va ajuta extrem de mult de mediul acela, plus că pe partea asta n-a făcut mai nimic, furnalul a ajutat extrem de mult, uitați ce a pus și acolo, hai să dăm execuționerul, Uitați, nu mai moare chiar așa rapid, gigantul e chiar perfect, Da, acum tot ce trebuie să facem este să mai dăm aici un graveyard pe partea aceasta și cu siguranță vom reuși să, să luăm uh, turnul acela cu siguranță luăm și meciul pentru că nu mai are ce să mai facă zic eu chiar nu cred că mai are ce să mai facă punem Valkyrie aici ca să dea damage de acolo și să sperăm că, că reușim să dăm și noi două coroane apare s-au dus cărțile la trei coroane dar uh, da, cred că dăm și trei coroane și turnul din stânga este luat chiar uh, ultimul dar, da, din nou trei coroane, două meciuri la rând cu trei coloane. Asta mi ne pică din crown pentru că putem să-l deschidem și să vedem. Poate, poate ne pică ceva foarte tare, ar fi bine. Bani mulți, e ok. Și șapte giganți, o, de, cât de bine. Și un execuționer, deci exact cărțile cu care am jucat în meciul acesta, execuționerul și gigantul, foarte, foarte tare. Mă, e bine, a venit rar acolo, mă așteptam la o epică sau o legendară dar a fost o epică și este ok execuționerul și hai să mai uh, începem alt meci. Da, ultimul meci, ăsta este al treilea, dacă îl câștig pe ăsta, am câștigat trei meciuri la rând și chiar este foarte, foarte ok. Trei meciuri la rând să câștig. Ideea este că acesta, de fapt acesta meciurile astea am avut ceva noroc pentru că am dat de plen numai de nivel 9 și cu de nivel 9, nu știu, parcă câștig mai ușor, poate mi se pare mie, dar cu aia de 10 mereu dau de unii care joacă foarte bine la nivel 10 și îmi este ceva mai greu cu ei, dar hai să și un gigant aici și vreau să încep un atac un atac mare și graveyard aici nu mai pun în spate execuționerul pentru că este cartea aceea zap pe alea să prindă turnul cât mai repede toate cărțile a pus execuționerul și nu știu dacă se descurcă chiar așa bine și turnul este luat cu siguranță da, e luat turnul perfect hai să începem un funal pe partea aia mă, dacă iau și meciul acesta am câștigat 3 meciuri la rând adică consecutiv n-am pierdut deloc și este extrem de bine el are execuționerul de 2 cum vă ziceam, nici cărțile nu le au mai mari ăștia dar uitați ce atac începe acum, uitați cu ce atac. Destul de greu să contracarez cărțile acestea, sunt niște cărți destul de bune aici puse. Bine că a scos ăla și o să-mi dea destul de mult de meci, cred. Da, mai dă o lovitură și aia este. M-am apărat destul de decent, totuși, având în vedere că a avut un atac foarte mare cu gigantul acela, Giant Skeleton și... Mai multe cărți acolo, foarte multe cărți. Și Hogul a fost acolo. Na, cred că m-am descurcat ok până la urmă. Gigantul aici, perfect, s-a adus salea. Nu dă totuși execuționerul în turn. Nu este chiar rău. Nu pot să mă plâng, având în vedere că am dat atât de mult de mici până acum. În uh, turnurile alea, uitați când dau și acum. Ceea ce este extrem de bine, dar mă aștept să... Să pună giant skeletonul, da, exact asta și face și va fi destul de urât atacul acesta, sperăm că nu se duce din la trei coloane. Nu cred că voi face față la atacul acesta, e bine când bomba nu prinde turnul, ceea ce este foarte ok. Dar uitați ce se întâmplă aici, dar cred că am jucat bine cu, cu cartea aceasta, chiar cred că am jucat bine. Cred că mi-a -mi turnul din partea dreaptă, dar este prea târziu pentru că s-a dus acel uh, gigant acolo foarte bine dânsa zapă la nu știu ce l-am dat, dar la din nou câștigăm meciul, nu mai este timp pentru el și reușim să câștigăm uh, al treilea meci consecutiv, chiar uh, un deck bun, mi și sincer să fiu, am avut și ceva noroc, nu zic că nu am avut noroc, pentru că a fost noroc, nu am cum să nu spun asta pentru că am dau de player de nivel 10 și 11 câteodată care sunt extrem de buni și nu am ce să le fac. Dar, da, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. baftul meu pa!